Concediile în țară sau în străinătate au devenit pentru unii un lux. Tot mai multe persoane își petrec timpul liber pe Valea Doftanei, acolo unde peisajul deosebit și aerul curat au strâns an la rând turiștii. Unii vin numai în weekend, alții stau câteva săptămâni. E bine, liniște, n-am avut probleme cu golani, cu... Nu. Aveți frumos amenajat aici. Păi nu plecăm nici noi chiar târâș așa pe... Bine, cât de cât, cu apa potabilă e rău aici. Au mai venit cunoștințe, mașină, ne-am dus apic. E bine. De tineri, de fapt, facem treaba asta. Am avut viață sportivă și îmi place. Am făcut floră, orientare turistică, plecam cu corturile. Chiar dacă stau în cort, nu le lipsește confortul. Turiștii și-au amenajat locul astfel încât să nu le lipsească nimic, exact ca acasă. Nu le lipsesc o sobă unde prepară mâncarea, sârma de rufe, suportul pentru vase și chiar o scară spre apă. Într-un cadru de vis, totul este umbrit de gunoaiele aruncate cu foarte multă nepăsare. Din 75 vin în zona aici, la baraj, din București. Și venim aproape an de an. E ceva de groază ce se întâmplă în țara asta. Nu poți să vii, uitați ce este acolo, este... Dom'le, le strângea într-o pungă, uitați, eu am pus o cutie de bere într-o pungă acolo. Din păcate își bate joc, uitați ce e acolo, uitați ce e acolo, uitați ce e mai încolo, este inadmisibil. Tineretul special, să știți, că am avut duminică, vreo 6-7 familii au stat acolo, cu un sac de gunoi au plecat în mașină. Deci cei mai vâzniți își fac datoria. Da, tineretul ăsta cu muzică, cu astea, uite, s-a lăsat peste tot. Din păcate, orice colț al naturii este distrus prin simpla prezența unor oameni care nu țin cont de ceea ce lasă în urma lor.